Bă, ești nebun, bă. Bă, ce-ai făcut, bă? Fuck ea. Uite, băieți, de asta jucam la păcănele, pentru astea. Oh, ce mi-a dat-o, mă, mâncați aș gura ta. Bă. Ah. Tot așa, să mai primim de-astea. On the Crimson progression bar. New features will be unlocked as the saga unfolds. Good luck. Awake before the dawn.
Salutare tuturor! În sfârșit a venit momentul să fac acest giveaway. Îmi cer scuze pentru întârziere. Deci, cel mai aproape a fost Bogdan XT cu 1350 de lire. Dar nu este abonat. Uitați abonații lui. Se vede destul de clar. Și îmi pare rău, nu îi pot da premiul. Așa, să revenim aici. Deci, un bravo Ion a fost cel mai aproape cu 1400 de lire. Felicitări, a câștigat 150 de lei. Acum 5 minute, Codrin Vesea, tocmai ce s-a abonat și a dat coment cu 1435, deci foarte norocos. Felicitări, a câștigat 100 de lei. Deci, dacă mai o oră, dacă întârziai, nu mai câștigai. Și al treilea premiu, CBX, cu 1456, locul 3. Dacă considerați că am greșit, vă rog să-mi scrieți în secțiunea de coment și o să verific. În secțiunea de coment o să fie un link unde dați click și o să vorbim. Este un chat de la YouTube și acolo vorbim când, cum și ce fel vă transfer banii. O să fie PayPal, Skrill sau PSF Card. Acum, ce se întâmplă cu canalul în 2019? Eu am hotărât să iau o pauză de 2 luni fără să joc la păcănele. Din cauza pierderilor am pierdut foarte, foarte, foarte mult. Și o să încerc să fac videouri educaționale în care o să vorbesc despre RTP, volatilitate, dependența de jocuri de noroc și chestii de asta. O să fie cam un video pe săptămână. Și mai am ceva videouri cu mize mici, speciale pe mize mici. Așa, în februarie o să încerc să lucrez la un site, să-mi fac un website unde vom avea forum despre pariuri, poker, păcănele, orice. O să puteți posta câștigurile voastre, întrebări despre jocuri, ce jocuri ar trebui să jucăm și chestii. Acum, dacă... Deci, Din cauza banilor, da? Deci site-ul o să progreseze foarte încet. Acum o să, nu o să vă cer donații, dar o să pun în descriere contul meu de Skrill și de PayPal, unde puteți să mă ajutați dacă doriți să accelerăm acest lucru. Da, cam atât. Sper să avem un 2019 mult mai bun. Felicitări încă o dată câștigătorilor și spor la câștiguri. Salutare din nou. Da, tocmai ce am observat că Codrin Vesea și-a editat răspunsul. Deci din 1435 a făcut 954. Nu știu de ce. Din cauza asta nu mai câștigă. Da, și următorul o să fie... Atunci o să fie QWERTY ASD câștigătorul, care o să fie poziția 3 cu 100 de lei și CBX o să fie pe 2 cu 100 de lei. Da, din păcate Codrin Vesea asta e, nu știu ce ți-a venit să editezi, dar din cauza asta și doar terminasem videoul, dar acum am observat că a editat. Asta e, îmi pare rău. Bun, numai bine.